Bună, Marian! Bună, Elena. Din Canada vorbim despre dietă de data aceasta. Importanța dietei în Da. transformarea noastră. Chiar cu, adică discutam de chestia asta cum am, când nu mai mâncăm așa de mult, cumva nici corpul nu se mai cere mâncare. Devine cumva obișnuit cu mai multe lichidii, nu caută mai mult materia, deci dar asta se face, cum spune și Marius, foarte bine, zice, cu trebuie cumva căutat să ne detașăm de tot ce, de toate atașamentele care le știm existente deja. Da. Știi? Și atunci și dieta se poate aplica mult mai ușor, pentru că automat când tu te detașezi din materie, din exterior cât mai mult, și corpul intră într-o stare de adică necesitatea materiei nu mai este așa de importantă și atunci poți să ții un post mai lung pentru că automat nu-ți mai este gândul toată ziua numai la materie, la casa mai mare, la, știi, la haine, la lucrurile astea din exterior din care suntem bombardați. Deci efectiv suntem bombardați zilnic cu mesaje, cu tot felul de reclame. Ne uităm, totul este de fapt. Ca asta vorbeam și cu Niki zilele astea, foarte bine a punctat. A zis că noi nu mai avem puterea de concentrare. Deci noi de asta și TikTok-ul este foarte popular, pentru că spamul nostru de concentrare nu este mai mult de 10 secunde la un minut. După un minut ne-am și plictisit, vrem altceva. Deci suntem, efectiv suntem robotizați. Suntem, Da. adică nu ne mai putem concentra pe lucrurile care le facem. Trebuie mereu să facem altceva, 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 știi? Plus că așteptăm, mi se pare că așteptăm așa niște, ca cineva să ne dea o formulă magică, știi, și să se rezolve totul. Nu suntem dispuși să muncim absolut Da. deloc. Păi din cauza asta că spamul nostru și focusul nostru nu mai este acolo, nici când suntem puși să facem anumite operațiuni, nu mai putem să le ducem până la capăt. Da. Pentru că nu mai avem răbdarea necesară. Eu am să fac cu Nichi o înregistrare pe tema asta, special pe tema asta, pentru că el a văzut chestia asta foarte mult și a observat-o, foarte bine a observat-o și a zis, asta ne face și cu dieta. Deci ne face acizi, devenim foarte frustranți, noi nu mai putem să ducem un lucru până la capăt și ne frustrăm și mai tare. Știi? Că Da. el a spus asta cu pâinea noastră cea de toate zilele, dar pâinea noastră cea de toate zilele e un hibrid. Deci este ceva care este creat de om. Este făcut în primul rând dintr-o făină albă, da? Noi chiar spuneai mai devreme că poate era o făină mai bună. Da, dar nu era o făină mai bună deloc. Chiar că era de altă calitate, el tot este un lipici. Are un amidon. Deci nu este o făină naturală, în primul rând. Deci nu este dintr-o făină de speltă sau camut, un grân vechi sau acorn, știi, un grân care este autentic, care n-a fost chiar așa de mult manipulat. Da. Da? Pe când pâinea noastră, cea de toate zilele pe care noi o mâncam la masă de mici, îți amintești și tu pâinea cu unt și cu Da, gem? da, Deci cu da. toți clasic era, îmi Dar ce, nu mai amintesc. cu gem, cu orice. Orice. Era Da. pâine peste tot. Pâine, da, Da? era, trebuia să fie pe masă. Da. Problema la pâine este în felul următor, că are drojdii. În afară care asta este făina asta care este un hibrid. Deci el nu există în natură. El este el este creat din mâna noastră, din mâna omului. Da. Deci noi trebuie să înțelegem lucrurile astea, pentru că dacă le dăm pe bâșbâite, după aia nu înțelegem de ce avem tot felul de probleme cu articulațiile, cu inima. Deci blocajele alea este la staciul ăla pe care noi l-am mâncat de mici, amidonul ăla care s-a acumulat în corp. Și este foarte normal că la 40 de ani să ai probleme cu prostata sau să ai probleme de tot felul sau pe la, știi? Mereu o să avem probleme de genul ăsta pentru că noi nu înțelegem de unde sunt. Tot sistemul ne-a fost blocat. În afară că ne-au programat cu conceptele lor, cu limbajul lor, ne-au dat, nu? Toată programarea a fost foarte bine făcută de mici, știi? Și Da. noi lucrăm pe programele lor, noi nici nu suntem conștienți, de fapt, cu împărțeala asta în bine și rău, că rulăm în continuu, fără Da. nici măcar să ne dăm seama că suntem într-o programare.
Dar s-a început în primul rând de la mâncare. Ei știau foarte bine că zahărul de mic acumulat, pâinea de mic, adică mâncarea asta acidă ajunge într-un anumit... De asta avem și la 20-25 de ani avem stările astea, că suntem de neoprit și că vrem să descoperim lumea. Nu este neapărat că noi am putea să... Noi am, la 20-25 de ani am putea să fim niște persoane foarte calme și foarte relaxate, dar pentru că noi, hormonii sunt deja dați peste cap, știi? Avem stări din astea, de hormonale, care nu putem nici noi să le înțelegem și atunci ne manifestăm în măsura stării noastre interioare acide care este. Pentru că se acumulează acidul ăsta. Până la 20-25, în perioada aia noi zicem perioada de pubertate, nu? Ei, nu, a ieșit din pubertate la Sau ieși din 20, pubertate. da. Da, adică Da, e stare tinerețea, na. tinerețea, da, vrei Da. să le faci pe toate. Bun. Ei, asta este din cauza, în primul rând, un factor principal este o dietă care nu este echilibrată. Este o dietă Da. care nu este naturală. Deci alimentele pe care noi le ingestăm, care le mâncăm, nu sunt făcute de Dumnezeu. Deci nu este creația Lui. Este creația omului, este creația egoului nostru. Noi am vrut să fim Dumnezeu, Dumnezeii noștri, ne-am luat rolul ăsta, nu? Ceea ce vedem în lume, că asta este cu cine confruntăm până și în afaceri. Vrei să fii cel mai bun, până în Da. oriunde ești. Vrei tu să fii conducătorul lumii, să le conduci pe toate, ego-ul să le facă pe toate, el e cel mai tare, nu? Și Da. atunci, da, Și totul este... a culminat, adică mâncăm ce mâncăm și cât mâncăm, și a culminat cu faptul că efortul nostru fizic s-a redus la minim. Deci noi nici nu mai facem efort fizic, toată ziua suntem cu fundul în mașină ca să ne deplasăm. Nu se mai merge pe jos, nu se mai face muncă fizică, avem atât de multe de-astea care să ne ușureze munca chiar și în casă. Și din ce cauză, uite, ca să punctăm aici niște lucruri care poate nu s-au spus. Copiii au început să fie obezi la 15 ani. Deci noi n-am avut o pandemie, deci este clar că este mâncarea. Da. Tu nu poți să fii... Deci noi vedem că noi ne degradăm din generație în generație, cum spunea și Sebi. Deci noi suntem deja bolnavi din Bolnav, naștere. da. Noi suntem bolnavi din cauza mâncării care tot ni se dau tot felul de mâncăruri care nu sunt, cum să zic, ca constituție chimică nu este cu sângele nostru și noi, automat, dacă tu ești la 15 ani obez, pe cum să faci dăruire? Zi-mi și mie. Tu ai o problemă majoră. Tu ești deja dezechilibrat. Ești deja rupt de realitate. Tu trebuie să te lupți cu condiția, adică să o accepti în primul rând. Dar cine să spună ție la 15 ani, acceptă că ești obez, du-te și știi, nu funcționează. Trebuie schimbate anumite Și lucruri. chiar dacă spui tot, nu te aude. Ei, nu Nu. te au, nu Da. te aude, pentru că nu poți, pentru că tu ai o condiție în care tu te lupți cu o boală, care deja este instalată. Boala este instalată și este la o vârstă la care nu ai capacitatea tu să înțelegi anumite lucruri, nu? Adică nu poți să le vezi așa de clar, cum, na, pe școala iubire aici suntem binecuvântați, că cumva fiecare venim cu problemele, ne le punem pe masă, vedem ce soluții sunt, adică creștem împreună, da? Da. Dar ce te faci la 15 ani când ai o mamă care, nu? Nu este nici ea în prea multă iubire, face și ea cât știi, și ai un copil care are, nu, are 15 ani, are tot felul de probleme, cancer la 20 de ani. Deci noi acum suntem într-o perioadă în care bolile sunt mult mai tineri. Adică și atunci te întreb, măi, bun, ce s-a întâmplat? Că de fapt, ok, am devenit tot cu toții mai agresivi, nu suntem îngăduitori, dar ceva s-a întâmplat. Deci s-a lucrat foarte mult pe partea asta cu mâncarea. Deci mâncarea este din ce în ce mai proastă. Eu în Canada aici îți spun, nu găsesc pepeni cu semințe, nu găsesc struguri cu semințe, am căutat în toată Canada. Nu există așa ceva, deci este interzis. Efectiv, dacă găsesc unul, doi pe aici, este foarte rar. Oamenii au fost deja învățați, noua generație, să nu mai găsească Cred că nici nu mâncare. mai știu că aveau semințe Nu mai vreodată. știu. Nu, Nu mai da. știu și zic că nu, eu pentru mine pepeni e la fel, că are semințe, că n-are. Deci sunt Da. diferenți, fără să gândească, păi cum, pepenele ăla care n-are semințe, el cum se reproduce?
natural. Deci nu mai avem logică, nu mai Da. avem rațiuni în ce facem. Am devenit așa de iresponsabil. Din ce cauză? Ne-au iresponsabilizat prin mâncarea acidă, în primul rând, pentru că mâncarea acidă, ce se face? Îți tai rațiunea, îți Da, scoate da. rațiunea, efect, nu mai ai rațiune. Da? Și când tu nu mai ai rațiune, ești foarte ușor manipulat. Ești dus din stânga în dreapta, te duci, nu ai nicio treabă, nici nu știi pe unde ești. Tu crezi că faci cum trebuie. Da, deci tot ce trebuie făcut. Deci, da, eu tot mă țin cu dieta asta pentru că am văzut diferența când mâncam acid, cum eram, cu cum este pe alcalin, e cu totul altceva, e altă dinamică, e o stare, dar asta nu e tot, dar zic, o parte din, ca să, probabil să aplicăm învățătura pe care Marius ne-a oferit-o, o mare parte este ca să putem să restrângem, să ne restrângem, să ajungem la un post o leacă mai lung, ca să mai eliminăm din mucosul ăla vechi și să facem anumite lucruri, este să fim atenți și ce mâncăm, adică să nu, adică să avem o atenție, să fim, măi, lucrul ăla este natural cât de cât, că acum toată planeta este dată cu fundul în sus pe partea asta. Acum noi alegem din acizia cât mai puțin acid. Pentru că Sebi a spus 95% din alimente sunt hibride. Noi 5% mai avem natural și din alea 95% alegem care sunt cât mai puțin acide. Deci noi în gradul ăsta suntem. Da. Și este nu știu, adică nici măcar dieta alcalină se numește alcalină că așa i-a spus Sebi, dar de fapt este mâncarea noastră naturală, care n-ar trebui să fie împărțită în mâncare acidă sau mâncare alcalină. Noi am ajuns să împărțim în chestia asta pentru că cineva s-a jucat și a manipulat-o, cum au manipulat și Vechiul Testament, Noul Testament, deci au făcut același lucru și cu mâncarea, au făcut împărțeală. Și noi automat, ca noi să vedem care este varianta corectă pentru corpul nostru, trebuie să luăm amândouă variantele, să vedem, uite, asta ce creează, uite, varianta B ce creează. Deci, cumva să înțelegem că suntem împărțiți pe toate nivelele. Nu există un nivel să nu fi fost atins. Da? În școală suntem împărțiți. La business ești mereu împărțit. Deci, la business nu există o afacere care să nu existe împărțirea. Numai pe baza împărțirii. Și cu cât împarți mai mult, cu atât ai profituri mai mari. Nu? Pentru că prin modelul ăsta se merge. Noi în lumea asta am venit. Dar nu este o lume greșită. Este o lume care trebuie să o acceptăm așa cum este, să înțelegem că nu am venit aici degeaba, avem o misiune, cumva nu, adică avem un rost și să fim, adică chibzuiți cu noi și să avem o leacă de rațiune, adică să ne dăm seama cam ce se întâmplă. Când m-am dus să... M-am dus ieri să-mi cumpăr pepeni faimoși, deci a trebuit să fac comandă cu pepeni cu semințe. Ăla mi-a zis, mai să știi că nu prea se vând pentru că lumea deja au probleme când mestecă semințele alea, le rămân între dinți și nu prea sunt Uite confortabil. comoditatea, vezi până unde a ajuns? Comoditate. Da, comoditate. Și am zis, cum adică? Păi da, mi-a zis, toți clienții nu mai vor semințe că s-au săturat să scuipe semințele alea. Deci, îți dai seama, comoditatea Da, exact, da. unde a dus. Și de asta suntem și duși așa ca oile, știi, ca cu turmă, știi? Foarte ușor, da, și lumea Da. acceptă, merge așa în direcția, în loc să spună, nu mă, nu, n-aș cumpăra, cum să cumpăr ceva care nu este natural. Adică, automat, dacă s-ar fi revoltat sau dacă ar fi măcar spus și mai mulți clienți n-ar mai fi cumpărat produsul ăla, ar fi readus pepeni cu semințe, pentru că pepeni cu semințe există. Adică la comandă specială cineva îi produce, știi? Mi-a zis, dar pentru că nu mai sunt căutați, noi nu mai aducem. Înțelegi? Nu mai sunt ceruți. Deci noi cerem acid acum. Asta este. Pentru că suntem așa de acidifiați în interior că și mintea este așa de acidă că nici nu mai gândește logic. Da, da. Cum? Nici Știi? nu mai Adică suntem... gândește, punct. Nu mai gândește de Da, niciun da. fel. Da. Și... Da, și asta era legătură cu pâinea, pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Amidonul ăla din pâine, el, de fapt, blochează circuitul, blochează electricitatea și noi nu mai avem energia asta vitală.
Da. De asta suntem și așa de leneși, de asta nici nu avem chef să facem lucruri, de asta suntem așa de înceți, nu mai avem drive-ul ăla, știi, să facem lucruri, nu mai avem bucuria aia vieții să ne trezim dimineața, să zicem, Doamne, mulțumesc pentru încă o zi. Adică nu mai avem dorința asta de viață. Da. Viața pentru noi nu mai este ceva mecanic. Nu mai este o cum să zic, o conștientizare că timpul e foarte scurt aici și nu avem timp să-l pierdem pe nimicuri. Adică să ne bucurăm de el, să ne bucurăm de viață. Vezi că nu ne mai gândim la sensul vieții. Nu-și mai pun oamenii întrebări de ce suntem aici, de ce trăim. Eu mă întrebam, zic, dar oare pentru asta am venit numai să mănânc și să dorm și să, știi, să Da. faci niște lucruri de astea fără însemnătate sau pentru că dacă eram și eu tot pe exterior, adică începusem să-mi dau seama că nu ăsta e răspunsul, zic, pentru asta am venit să fac lucrurile astea care le fac zi de zi. Da. Și dacă oamenii și-ar pune întrebări, probabil că când îți pui întrebări, la un moment dat, o să vrei să cauți și răspunsuri. Nu le găsești din prima. Da, când te ard întrebările alea în interior, începi să săpi mai mult, mai mult. Că nici noi n-am găsit răspunsul, ne-am pus întrebarea ieri și a venit răspunsul azi. Da. Da, nu, este doar suferința care ne aduce la răspunsurile astea, nu avem cum altfel. Nu, degeaba, nici n-ai cu cine să vorbești, efectiv, pentru că fiecare ajunge la răspunsurile singur. Da, da. Noi fiecare ajungem, știi, în drumul ăsta singurei, adică cumva, când chiar ne lovește viața de-a binele, atunci ne punem anumite întrebări, încep să Dar cumva observ că lumea începe să vadă diferențierea asta care este, adică eu observ în jurul meu. Cu toate că, da, multă lume este în Matrix foarte puternic, dar sunt mulți care au început deja să se întrebe, măi, ce se întâmplă cu noi, cu care-i treaba, Da. adică este un fel de forfătă interioară cumva care s-a, nu știu, Dar știi așa o văd. că în Matrix există o replică acolo și se spune că nu poți să vorbești nimănui, să explici nimănui ce este Matrix-ul, trebuie să-l descopere singur. Da. Da. Adică forfăta asta e bună, că se întâmplă, să sperăm că se amplifică și că se forfătește mai tare. Și că nu se oprește, că să știi că la începutul căutărilor mele, adică mă mai lua o forfătă de asta, por mă mai potoleam, știi, mai mi se părea, dar acum s-ar putea să ne ajute Dumnezeu mai mult, să, prin tot ce se întâmplă, să nu ne lase, știi? Da. Adică Pentru că sunt foarte multe lucruri. lucruri care se întâmplă și nu te lasă să spui ei, lasă că mai merge și așa. O, Dumnezeu cam din toate părțile îți dă de înțeles că nu mai merge și așa. Da, dar uite, vezi un Dumnezeu care este foarte. A fost îngăduitor suficient, eu așa-l văd. Da, Adică sigur, nu, dar și acum da. este, că și acum, nici acum nu vrea. Cum zice Marius, dacă noi ne-am hotărât să ținem 3 zile post cu apă, 3 zile post cu apă, Da. tot universul ăsta care noi îl vedem că vine către noi, realitatea asta care o vedem că vine către noi, ar dispărea brusc. Da, s-ar opri, pentru că S-ar opri. te S-ar încasc da cu foarte niște mult. știri sau pur și simplu zici că ar fi uitat lumea de toate nebuniile astea, știi? Da, Dar dar asta înseamnă câți să, dintre noi adică să pot ne și să. smerim, să ne facem post, să ne smerim, să ne pur și simplu să, că ei s-au îmbrăcat atunci pe vremea esterei și în sac. Nu numai că au ținut post. S-au îmbrăcat în sac. S-au S-au umilit umilit. singuri, Da. 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 S-au făcut cărpi. Da. Da. Adică au arătat semn că, de fapt, nu este Materie pe importantă primul materia. plan. Da. Da. Ce să. Dar e bine și așa, nu știu. N-avem noi de comentat nimic, știi, la tot E ce exact face cum trebuie. Dumnezeu. Exact cum trebuie să fie. Trebuie să fie Da. altfel. Ideea este că dacă Marius a spus, o să vină pe individual foarte puternic. Dacă noi acum Da. nu suntem responsabili,
cu toate că Dumnezeu este îngăduitor, dar eu văd că din cauza că ne aruncă atâtea la fileu, cumva este, trage toate clopotele acum, eu așa o văd, eu așa simt, Toate adică într-o deodată le trage. deodată Da. și sună toate deodată, pentru că toate sunt cumva ca niște atenționări, măi, dragilor, eu vreau să fiu cu voi, dar sunt Da. aici cu voi, dar treziți-vă, Ar ați trebui, dormit adică el le suficient. trage toată dată cu speranța că măcar și cea mai surdă babă din ultimul rând să O să audă, aud, o știi? să aud, da. Da. Exact. Pentru că ce trăim noi în realitate, asta e doar o iluzie, dar noi ca să ieșim din iluzia asta, să nu ne prindă, Da. trebuie cumva să fim atenți la clopotele astea, știi, la toate Și să facem atenționările astea. mișcarea inversă de am făcut-o până acum. Știi, până acum ne-am dus spre materie, în fel și chip. Deci tot din ce aparține lumii astea e materie. Cum amintește Marius și de bunurile simbolice, să nu uităm de ele. De dreptatea noastră, de diplomele noastre, de statutul nostru, de cine ne credem noi, știi? Nu ne gândim numai acum la mașină, casă, strict și tot ce aparține acestei lumi, ce știm noi că pe lumea alta nu le avem. Și noi, dacă facem operația inversă și nu ne mai interesează, acolo lucrurile se pot schimba, pentru că prin operația inversă ne apropiem de Dumnezeu. Da, și ca să nu rămână poziționat pe dieta alcalină, spun că și dieta acidă este și aia perfect, pentru că te duce la alcalină, adică nu este niciuna mai bună sau mai rea, este doar aici vorbesc de o perspectivă în care fără acid, fără dieta acidă, nu aș fi ajuns la alcalin, deci a fost un mare bine și dieta acidă prin care am trecut, pentru că cu suferința aia pe care ea mi-a dat-o, mi-a provocat-o, dieta din trecut m-a adus unde sunt acum. Deci nu pot să o neg. Da. Este necesară. Adică cumva noi trebuie să trecem fără experiența proprie și fără experiența noastră, noi nu putem să înțelegem învățătura. Deci numai experiența ne și trăirile. Nu? E Marius mereu zice că trebuie să, dacă nu experimentăm, noi nu vom înțelege niciodată nici ce vorbește el, nici ce vrea Da. Dumnezeu de la noi. Asta Adică e și Noul situația. Testament, fără Vechiul Testament, tu nu ai Nu. model de comparație, da? Sigur. Da. Deci trebuie Exact. să fie mereu o balanță, Păi plus minus, de ca asta să... e Biblie. Biblie. Amândouă au rostul lor, sunt fațetele aceleași monezi. Da. Da, Da. dar trebuie studiate, vezi? Uite Da. cum ați studiat Biblia, trebuie studiată și dieta, să vedem, măi, ce lucruri, Da. adică dacă au fost introduse lucruri în Noul Testament și a fost tot manipulat, de ce n-ar fi și dieta? Adică nu înțeleg. E un domeniu care tot în mâinile lor este. Înțelegi? Pentru că cine ar crea un lucru hibrid când totul este natural în lumea perfectă a lui Dumnezeu? Tot ego-ul nostru. Da. Nu, ai cine? Da, de ce? De Și cu ce? ce scop, știi? Da. Deci Ei de ce? au pus tot mereu pe primul plan, dragă Doamne, că vin să salveze lumea de foamete, de că asta a fost scopul. Ei, iată că n-a salvat nicio lume de foamete. Foametea există în continuare. Și în continuare modifică, în continuare doar ce am dat este știrea că am uitat în ce stat din America s-a aprobat prima fabrică de carne de asta, nici nu știu cum o numesc ăștia, o fabrică ei, o fac ei, n-au nicio vacă, niciun porc, nicio găină, dar ei fac carne, știi? Da, păi da, au o Da, imprimantă. da, da. Deci au o imprimantă și Și imprimă, s-ar fi poate să-ți deschis și imprim. două restaurante care vor funcționa pe această carne, cu această carne. Da. Da, Suntem manipulați din toate unghiurile, dar ce să zic, asta este. Da. Ce vreau să zic pe chestia asta cu... Deci totul este de fapt artificial, tu vezi? Urmăm acum o eră care este efectiv robotizată. Deci totul Da. o să devină cât mai artificial, cât mai rapid, cât mai... tu vezi și lucrurile astea acum care trebuie reparate, termen de valabilitate foarte scurt, Da. nu? Ca să poți să cumperi mai mult, să Te nu poți să le lipești. repari. Nu poți să le repari, Da, deci da. am mai discutat în binare, deci lucrurile astea sunt foarte, fiecare sunt, cum să zic, fiecare detaliu este lucrat la el.
Sigur, nu-i nimic la voia Da? întâmplării. Nimic ca la voia Da, întâmplării. Și da. atunci eu te întreb, dacă casava a fost introdusă de portughezi acum 500 de ani, păi lucrul ăsta e vechi. Ăsta se întâmplă, cum să zic, știi, sau că spuneau că nu putem să lăsăm fermele de porci lângă casava, pentru că dacă porcul mănâncă din casava, el moare pe loc. Da. Deci așa e de toxic, da? Un produs care este inventat de la cap la coadă, de mâna omului, deci este făcut în laborator. A fost implantat la africani ca să poată să manipuleze mai ușor. Ei, dragii de ei, nici nu știu că mâncarea lor, foniu și asta, mâncarea lor naturală nici nu mai este acolo, deci ei nici măcar nu știu ce mâncare este exact și mănâncă niște lucruri făcute în laborator, crezând că este mâncarea de lor. Deci, Națională, știi? națională, da. Da, Și da, da. atunci când am o conversație cu un african despre foniu, o să mă întrebi ce aia, că eu mănânc manioc, mănânc casava, adică el nici măcar, el e așa de programat pe chestia că nici nu-și pune la îndoială că ar fi alt aliment care de fapt i-a fost scos. Da. Pentru că sebi spuneau că și spaniolii, când au avut ei, nu știu ce revoluție, în Hawaii sau nu știu, au spus că guvernul fugărea efectiv oamenii de acolo când mâncau calalu. Deci calalu este o verdeață care o găseau în natură acolo, de sclavii, și le dădea foarte multă energie și nu le mai era foame. Și nu mai era ușor de manipulat. Și Da. a spus, nu știu, prin tot așa, prin 1700, 1800, tot așa, a zis că orice sclav care era prins că mânca calalui era împușcat pe loc. Da. Deci, îți dai seama în ce nivel suntem. Adică noi nu mai avem voie nici la lucrurile lăsate de divin să avem acces. Ei, hai să Deci, unim contrariile, că și la un alt da. nivel e divinul peste tot, și în casava, și peste tot. Adică sunt metodele lui de a ne duce pe noi în suferință, pentru că el vede trecutul, vede viitorul și el își dă seama că omul ăsta nu ar avea poate o altă posibilitate să se schimbe. Și atunci îl bagă cumva pe o suferință. Da, automat că Da. când ajungi să consumi lucrurile alea, nu este la întâmplare, este clar. Da. Dar dacă s-a lucrat la, cum să zic, la școală, la sistemul școlar, dacă s-a lucrat la nivelul ăsta, este foarte greu să te prinzi că există un alt sistem. Da, Despre da. asta vorbim. Nu vorbim dacă sistemul e bun sau rău, nu împărțim. Dar zic că dacă tu ești învățat de mic, nu? Când vorbeam acum de pâine, de unde Da. eu să mă gândesc că există o altă pâine de spealtă? Mulți nici nu știu că există grâul ăsta, în primul rând. Sau de unde să știm noi de camut? Sau de unde să știi? Înțelegi, dacă lucrurile astea, dacă nu te lovești de o suferință adevărată, nici nu o să-ți vină prin cap să cauți care exista și alte variante, pentru că tu ești programat numai într-o singură direcție. Da. Ești programat în dual, adică să vezi numai o singură direcție, nu vezi și alte perspective. Tu, ca să vezi alte perspective, tu trebuie să ieși din Matrix ca să-ți dai seama că trebuie să unești mai multe perspective, nu? Da. Păi și Și cum să le ești din accepti pe Matrix? toate. Cum ești? Multă suferință. Ce faci acolo? Dar nu e suficient multă suferință. Este și... Nu e numai suferința care te scoate de Matrix, este, adică nu e suficientă. Cred că suntem într-un nivel acum unde suntem acum, unde dacă nu facem restrângere de la materie conștient, adică să înțelegem și cu suferința. Suferința poți să te întorci în cercul ăla, să te dai cu cap și adică Da, te duci da. pe sinucidere foarte rapid și asta este, e perfect și aia, tot e de la Dumnezeu, dar dacă nu lăsăm materia conștient cât mai repede, de acolo o să fie foarte, adică de acolo se trag multe lucruri. Eu așa Da. văd, adică de la materia asta acumulată, obsesia asta foarte puternică pentru materie, pentru grija zilei de mâine, pentru siguranță, lucrurile astea pe care ne-au fost inoculate că sunt foarte necesare, în special într-o perioadă cum este acum. Deci acum asta ne se spune cât mai tare. Nu, faceți-vă rezerve, să aveți alimente, să aveți tot.
Nu cumva să vă lipsească nimic. Deci exact opusul trebuie să facem. Trebuie să lăsăm în mâna lui Dumnezeu totul. Efectiv și să avem încredere. Deci, Păi, cum în zicea primul și... rând, dacă el conduce, hai să zic că îmi fac eu rezervă de nebun așa, știi? Dar el, dacă vrea, îmi bagă niște gâze în ce mi-am cumpărat eu acolo și mi le... Și când mă apuc eu să le consum, văd că s-au stricat, că nu sunt bune sau... Adică el oricum poate să lucreze, oricum are controlul absolut în tot și în Da. toate. Da. Și știi ce Mai. mai e? Noi, uite cum și Marius zice o informație atât de prețioasă și de atâta ori o repetă și dar dacă citim comentariile, majoritatea sunt ok, sunt de apreciere, sunt de mulțumire. Dar mai e câte unul care, ce aveți, mă? Ce v-a apucat? Deci, trebuie să fie și un echilibru și în partea aia alta, să vină cineva să echilibreze balanța. E bine și așa. E totul Da. perfect. Nu e pentru toată lumea. Mariu zice, vorbim noi singuri ca nebunii, ca așa vrem noi. Suntem atât de nebuni încât nu vrem să vorbim acasă. Vrem să ne registrăm. Știi? Păi avem și limbajul nostru deja format. Da, Unirea da. opuselor. Adică nu poți să vorbești lucrurile astea în lume. Ce unirea? Adică despre ce vorbești? Trebuie Da. cumva trăit, înțeles, experimentate, nu? Da. Înțelesul lor. Luate la pas cumva. Luate la pas fiecare, Da. exact cum am fost programați, să ne deprogramăm de fapt, pas cu pas și să înțelegem programarea care a fost făcută, că tot divinul este în spate, bineînțeles, și la mâncarea aceea, deși peste tot este El care este numai cu voia Lui totul, absolut totul, Da. da? Și nu trebuie găsit nimeni vinovat, nu este un vinovat, aici este Nu. tot, este jocul Lui, nu? Și dar dacă nu ne restrângem la materii, dacă nu începem să ne învățăm cu postul cumva, ca un mod de, adică dacă nu ne, din timp, cumva lucrurile astea ar trebui să fie normale pentru noi. Înțelegi? Adică suntem într-o perioadă unde astea sunt exact lucrurile care ne salvează. Da. Știi? Restrângerea de la materii, neatenția spre exterior, dăruirea, care Da. este o cheie foarte puternică, nu? Adică din cât avem să, măcar să jumătate să dăruim, să fim atenți mereu pentru cea lăsarea asta de sine continuu, să nu reacționăm, nu? Că și în afaceri am observat. Este, da, sunt afaceri care fac foarte mulți bani, dar vin cu facturi, traumii în familie, tot felul de chestii din astea foarte serioase care le vin, pierd, nu știu ce, ia foc casa sau din clienți cu, din ce vorbesc, cei care au Da. afaceri foarte, foarte, deci ei au, da, poți să te duci prin material să ai foarte, foarte mulți bani, dar când o faci ca obsesie, ceva, o reglare o să vină mereu ca să te balanceze. Dar eu mă gândesc că totuși materialul e o mare capcană, că așa suntem noi construiți, adică nu avem cum să nu ne lipim. Da, ne lipim E ca automat. o, da, e ca o minciună, ne mințim singur că putem avea material și să nu ne lipim. Eu cred că ne lipim oricum. Da. Ne Ne lipim. lipim, ne lipim pentru că ne lipesc, adică ne lipesc nu numai din toate unghiurile, dacă te uiți, mirosuri foarte atrăgătoare, imagini foarte atrăgătoare, culori foarte atrăgătoare, totul este, cum să zic, e lucrat ca să-ți prindă atenția, Da, să-ți da. capteze atenția. Știi? Și automat te lipești, Da. fără să-ți dai seama. Da. Da. Dar cu cât faci mai multe restrângeri, dăruiri, ești atent, îți dai din timpul tău, cum ai spus și tu, nu? Dai din timpul tău, vezi că ai niște timp, faci o slujire la cineva, te duci, ajuți pe cineva care nu poate în Da. perioada asta sau faci anumite lucruri care să, cum să zic, să te dezbraci de ego-ul ăsta, de eu-ul ăsta foarte puternic. Deci încet, încet. Și vedem și altă realitate după aia. Adică este clar că îți cad și gândurile, nu-ți Plus mai vin că tot zi. Maria, știi că mă gândeam că
Și să nu te izolezi, știi? Să nu te izolezi. Că învățătura asta nu este pentru izolare, este pentru împărtășire. Este să împărtășești unul cu altul, că așa creștem și așa ne oglindim unul pe altul. Că când ne izolăm, după aceea avem impresia că, eu zic că ne pierdem, știi? Pentru că avem impresia că am ajuns noi undeva. Da, și că am terminat tot ce am avut de terminat, am aflat ce am avut de aflat și cred că am pierdut de fapt totul. Trebuie tot. Noi așa ne-am dezvoltat până acum, am împărtășit unii cu alții toate bubele noastre pe care le-am avut și pe care le mai avem încă, pentru că, uite, ego-ul este atât de șmecher. Și vine și se ascunde în fel și fel. E ca un osită din aia, astupi o gaură și el A găsește venit. altă, da, Altă portiță, mereu, altă da. portiță, mereu, sigur. Se autoinventează mereu, da. Nu Da. se lasă. De asta facem și dezbaterile astea, să înțeleagă cei care cred că nu sunt importante. Pentru asta le facem, ca să ne reamintim nouă, mereu, ce avem de făcut. Pentru că uităm atât de repede, atât de repede uităm. Da. Dacă Marius însuși zice că el, când vorbește în binare, lui își vorbește, păi noi ce să mai zicem? Da, mă gândeam la o chestie care ai spus acum. E cu izolarea, că este o criză de izolare, cumva, în lume. Multă lume s-a izolat ca să se protejeze de ce se întâmplă. Da. Nu? Cumva cred că dacă ei se izolează pe ei, sunt salvați. Dar este o mare capcană aici. Pentru că noi, de fapt, salvarea noastră este prin comunicare, prin dezbatere, prin stat cât mai mult între oameni, arătându-ne vulnerabile așa cum suntem. Adică să ne învingem frica asta de a mai purta o mască cu ceilalți. Da. Știi? Să fim cât mai natural, să fim cât mai vulnerabili. Asta este, cred că, ieșirea și salvarea, cumva. Pentru că Dumnezeu a văzut, mai v-a spus atâtea măști, tot vi le puneți, mai dați-le jos, mai. Nu? Stai Da. că căutam un loc cu mai multă lumină de asta. Da. Și eu zic că suntem într-un punct, adică, nu știu, avem acces la informații, este foarte multă și informație foarte difuză, da? Pentru că și pe partea asta s-a lucrat. Dar cumva oamenii caută soluții și cumva oamenii caută, merg spre direcția asta de comunitate, caută, măi, ce este de făcut când suntem în. Adică, văd că este o căutare undeva foarte profundă a oamenilor. Adică s-au săturat, cred, și de ce se întâmplă și cred că acum este revenirea la noi. Revenirea acasă, drumul invers. E așa, îl văd. Da, eu vorbesc mereu, amintesc așa de fiecare din noi avem o busolă interioară. Când ne apropiem de, nu știu dacă pot să zic adevăr, da, dar ne apropiem de ceea ce avem noi de descoperit în viața asta, simțim. Dar dacă noi nu rămânem și dăm importanța acelui simțământ, dar lăsăm ego-ul ca să ne joace feste și să ne facă fel și fel de scenarite, pentru că spune, ei, nu se poate, lasă, că eu trebuie să rămân așa în societate sau cum am mers sau nu mă pot dezlipi. Știi, chiar dacă Dumnezeu mi-a dat niște semnale acolo, eu nu mă pot dezlipi de cum trăiesc, atunci acea inspirație cum ar veni pleacă de la tine și rămâi tot așa. Și poate vine, poate nu mai vine. Da. Poate ai pierdut trenul. E cumva așa. Deci trebuie să ne urmăm. Când vine informația spre noi, noi vom simți că avem nevoie de ea. Vom simți undeva în interior, nu în minte. Da. Adică tu vorbești de intuiție acum, trebuie să ne ascultăm Intuiție, cât da. mai mult de Dumnezeu intuiție. acolo, da, ne va zice, e, alo, alo.
Dar tu vezi că videourile astea care îți fură atenția, îți fură și intuiția, de fapt. Pentru că cu cât ești spamat cât mai mult, Da. știi, ești împărțit continuu, tu atunci, tu când trebuie să iei o decizie, e la fel, este împărțită decizia, nu mai este o decizie clară. Da. Pentru că tu ești mereu focusat în o mie de direcții și atunci, tu când trebuie să te centrezi pe un lucru, deja nu mai ai spam, nu mai ai focusul ăla, cum spunea și Nichi. Deci nu mai poți să acționezi în direcția aia. Îți ia foarte mult timp să te gândești, măi, lucrul ăla trebuie să-l fac sau nu trebuie să-l fac. Și după aia pierzi trenul, cum ai zis. Din cauza asta, că noi trăim acum într-o altă eră. Deci nu mai este cum erau pe vremurile noastre. Este o eră așa de rapidă că nu, nici nu mai știm ce e intuiție, nici nu mai avem intuiție. Parcă nu mai există. Pentru că suntem lipiți, Marius a explicat. Suntem Când lipiți, suntem da. lipiți, da, de materie, pierdem intuiția. Noi toți avem. Nu e ca și când e unul special Da. sau mai cu moți sau nu știu ce. Noi toți o avem. Dar din cauza că suntem lipiți, nu o putem băga în seamă. Nu putem fi inspirați, cum zice Marius, știi? Marius așa zice, că suntem inspirați. Și nu o să mai vedem. Din contră, vom fi. Nu știu care este pe invers la inspirație, vom fi conduși exact spre ceea ce ne va face cel mai mare rău. Adică dacă vine ceva din fața noastră, noi nu vom ști ce să alegem, vom alege contrariu. Tocmai pentru că suntem lipiți, pentru că ego-ul nostru e crescut și acea experiență ne va duce și mai mult la scăderea ego-ului nostru în felul ăsta. Că vom alege ceva ce nu e bun, vom suferi și ego-ul va scădea. Că nu avem inspirație și când ne Când avem identificăm inspirație. cu ego-ul Da. continuu. Da. Adică Da. nici nu știm că există suflet, în primul rând. Da. Da, Da. adică nici nu știm că suntem ființe divine și că cu toate că ne comportăm ca niște diavoli de multe ori, nu Da. am ști că avem și altă latură și atunci îl alegem pe diavolul mereu, inconștient. Da. 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 Dar noi fiecare din noi ne-am purtat ca ființe divine în viața asta de multe, foarte multe ori. Adică noi în școala iubirii punem accentul pe partea egoului, dar asta nu înseamnă că noi am neglijat marea parte din noi care e o ființă divină, pentru că noi ne-am purtat de foarte multe ori ca ființe divine. Am adus înțelegere personală, nu întotdeauna, e adevărat, dar asta nu înseamnă că nu am fost cum trebuie niciodată. Da, dar de multe ori am făcut-o, da, pentru că avem un instinct în interior, deci noi cu toții suntem ființe divine, adică este Da. și acțiunile care le facem și din ego și asta sunt necesare toate, deci toate sunt necesare, nu e nimica de omis. Da. Nu este nimic, e totul e ca să nu mai împărțim în bine și rău. Asta e. Nu mai împărțim și să vedem lucrurile exact cum trebuie să Da. fie. Dar ca să putem face asta, ne întoarcem iar la cu ce am început, la restrângere, la dăruire. Deci, cum e exact, ne învârtim în cerc. Nu merge una fără cealaltă. Da, nu merge. Nu merge. Da, adică din satul pe canapea în față la Netflix cu bericica în mână și eu știu ce mai ronțăim și nu știu ce, adică n-am să unesc eu niciodată niciun opus. Știi? Ce opus să unesc dacă mie mi se pare totul foarte mișto? Da, și aia e realitatea care Da. ți-o fabrici continuu, adică Da. aia e realitatea care o vezi. Da. Da, sunt și trebuie, tu vezi că ca să simți pe divin, trebuie să lucrezi, adică cumva să lucrezi o perioadă cu tine, știi? Adică după o anumită perioadă îți dai seama, se schimbă realitatea și atunci ești mai, ai mai prins mai mult curaj să o faci, mai conștient. Da. Da? Deci, pentru cei care ne ascultă pentru prima dată, să nu se aștepte că după o săptămână de restrângeri, gata, s-au schimbat toate, da? S-ar putea că Dumnezeu mai face așa, mai dă așa ca o mostră, știi? Îți mai dă puțin așa să preguști. Îți dă un pic ca să vezi cum e, să vezi că e posibil. Dar după aia iar vin și te lovesc toate peste cap. Tu trebuie să reziști atunci și să rămâi ferm pe poziție.
și să mergi mai departe pe drum. Da. Hai să-ți povestesc o leacă de Shangri-La, ce mi s-a întâmplat ieri. Deci, Ia zi. alaltă ieri am fost la dăruire, făcuse soția niște mâncare și am ieșit afară și erau niște Dumnezeu să zic, care mă gândeam la ei de mai de mult și am zis, hai să le fac o vizită. Erau aici, pe la o biserică, patru erau acolo, erau foarte supărați toți, nu știu, erau nemulțumiți, așa, îi vedeam că erau abătuți. Dar printre care și o fată între ei, deci trei băieți și o fată. Și mă apropii de ei, aveam niște fructe, niște mâncare și le-am zis, uite, am venit să vă dau niște mâncări aici. S-au bucurat fiecare, a, eu vreau fruct, eu vreau asta, și-au ales aici, acolo, ca niște copii. Vedeam cum începeau să se lumineze. Și mi-a dat așa o stare de foarte, nu știu, o stare de liniște. Și mi-au spus, dar ce ți-a venit așa să faci? Din iubire, din bucurie pentru voi că sunteți aici, că existați. Adică nu m-am pus mai sus. Și ce s-a întâmplat, Iuliana? Mi-a zis, ai venit la un moment unde, unul din ei mi-a zis, ai venit într-un moment unde nu mă așteptam vreodată că cineva poate să facă asta. Am lăsat lucrurile, i-am îmbrățișat, am plecat. Deci, după scena aia, n-am avut nicio foame. M-am dus direct acasă, bucuros, într-un picior. M-am culcat. A doua zi, ce înseamnă ieri. Când m-am trezit, aveam o bucurie, deci nu știam de unde, băi, ce s-a întâmplat, de unde este, da, cherosenul ăsta, cum zicea și Alice. La metrou, când am coborât, n-am coborât bine când metrou a venit. Am ajuns la muncă, partenerul meu era nervos, era supărat, dar eram în Shangri-La, deci nu aveam nicio treabă, mă uitam la o scenă, eram ca la un film. Deci n-am reacționat, am făcut lăsarea de sine, mergea așa, una brici era o stare de relaxare, nu mi se părea nimic a greșit, dădeam dreptate tuturor dumnezeilor, deci fiecare coleg era Dumnezeu. Deci vedeam foarte clar, fiecare Da. în realitatea lui are dreptate, exact cum ne spune Marius, deci fără, deci nici nu mai era unul era contrariu pentru că se întâmpla automat. Deci nu era chestia că trebuie să sunez contrariu, se întâmpla automat pentru că eram conștient că fiecare are, Dumnezeu este acolo și fiecare are dreptate în Nu te felul lui. deranja nimic. Nu m-a deranjat nimica, deci cu Da. țipete, cu asta, n-aveam nicio treabă, mă uitam, eram bucuros, eram în altă lume, deci n-aveam absolut nimic. Bun, am plecat de la muncă, bine, în afară că intrau clienți și ieșeau în continuu, erau ca la prozar, da? Asta nu mai avea prea multă semnificație. Dar când am ieșit de la muncă, am întors capul la fel. Am zis, măi, am să merg pe jos o perioadă, dar trebuia să iau un autobuz dintr-un colț. Când am întors capul, autobuzul era acolo. Deci mi-am dat seama că totul este despre interiorul nostru. Și ce s-a întâmplat? Nu știu, am trăit o stare deci, atâtea sincronicități, n-am mai trăit într-o zi. Efectiv, totul era aliniat. Până și ceaiul, când mi l-am pus, până în buză era. Deci totul era, parcă era pregătit, era fiecare lucru care se întâmpla la perfecție, deci Da, da. fără să fie gândit. Și am zis, Doamne, ce frumos e Shangri-La. Am zis că nu e adevărat. Din ce cauză? Nu știu, oamenii se îmbrățișau, erau altă, adică cum să zic, era cum spune Marius, anii 80-90, când oamenii ieșeau afară, jucau șah, erau în parc, vorbeau, erau în comuniuni, nu se mai fereau unul de celălalt, știi? Adică toți erau așa o comuniune, era o îmbrățișare care se întâmpla în fața mea și am zis, Doamne, asta ești tu, adică tu acolo ești, nu?
cine se propagă la Da. televizor și asta. Deci adevărata realitate există aici, este accesibilă. Știi? Păi și Și hai am zis... să ne întoarcem ce ți-a deschis ușa la Shangri-La. Un Dăruirea. Pur simplu și simplu. gest, Da. dar nu orice dăruire, pentru că vezi, eu am observat și eu că dăruirea asta poate fi cumva de mai multe feluri. Dăruirea aia în care tu, pe cel care era în fața ta și căruia i-ai dăruit, l-ai văzut Dumnezeu. Pentru că Da. tu ai spus, am vorbit cu el, cu ei, m-am bucurat de bucuria lor. Adică tu când ai descris episodul, ai descris toate trăirile lor. Știi? Da, Tu le-ai eu observat. eram mai jos ca ei. Eu îi Da. ascultam să văd ce dorințe au, ce nevoi au. Deci eram acolo, Da. dar s-a întâmplat automat. Deci nu a fost Da. că m-am dus, s-a întâmplat automat că le-am văzut bucuria și m-am nu știu, era fiecare aveau nevoie de câte ceva și am sigur și se întâmpla că unul vrea nu știu ce mâncare și aveam deja mâncarea aia făcută. Fata aia vrea nu știu ce fruct aia. Deci erau nu știu, erau aliniate lucrurile, erau deja scrise cumva, nici nu am făcut absolut nimic, mi-am dat seama că Dumnezeu a vrut să facă acțiunea asta prin mine și Dumnezeu din ei la fel s-au bucurat de recunoscându-L pe Dumnezeu din mine. Deci fiecare Dumnezeu între ei s-au bucurat, erau ca la o petrecere acolo. Da. Și deci efectiv, nu știu, asta este un gest mic, dar făcut din inimă și sincer. Știi? Adică să fie sinceritate 100% fără nicio dorință pe fundal, că să fii salvat sau vreo dorință că, Doamne, poate mă încarc cu vreo energie. Absolut nicio dorință, să fie Da. acolo pură, pură acțiune, știi? Să te duci și să fii cu ei și chiar am vorbit cu ei și întrebam cum vă simțiți și mi-a explicat, uite că asta este aici la biserică, ne mai lasă câteodată ne alungă. Adică am avut o discuție cu ei, am observat că ei, nu neapărat mâncarea, cât de mult timpul care tu îți petreci ca un om, nu? Din afara societății care nu este ca ei. Le arăți că există, că le dai importanță, știi? Nu că le dai doar mâncare ca la niște câini, știi? Și ai cam plecat sau cum aruncă unii banii, știi, așa întreagă. Și contează foarte mult să te oprești lângă ei, să vorbești, să-i atingi, să arăți că nu ți-e scârbă de ei, să arăți că ei există acolo în viața ta și că dacă i-a scos Dumnezeu, tu îl vezi pe Dumnezeu acolo. Eu cred că asta a deschis dăruirea ca dăruirea, dar și cum faci dăruirea, știi? Să o faci așa dintr-o smerenie și dintr-o iubire. Să o faci cum o face Dumnezeu. El o Da. face continuu. Da. Așa. El așa se comportă Da. cu noi. Mereu se lasă pentru noi să ne fie cât mai bine. Adică să ne... Da. Să... Noi n-am avea nicio lipsă, îți spun. Nu ar exista nicio lipsă să avem în lumea asta dacă noi am lăsat totul în mâinile Lui. Asta este cheia. Adică să înțelegem că totul este la comanda lui, el ne aduce mâncare, el ne aduce bani, el ne aduce casă, el ne aduce tot. Și tu când lași totul în mâinile lui, el are grijă de absolut orice aspect de care avem nevoie. Și nu mai trebuie să facem absolut nimic, doar să lăsăm, să-l primordializăm mereu pe el. Adică continuu, continuu să ne gândim, măi, este lumea ta, Doamne, totul se face cu voia ta, nu există nimica în afara ordinii tale, tot ce se întâmplă este exact cum trebuie să se întâmple și atunci, da, și realitatea se schimbă pentru că nu mai ai etichete la realitate care ar fi rea sau bună și atunci divinul intră imediat pentru că vede că îl lași să-și facă treaba. El vrea să-și facă treaba dragul de el de atâta timp, dar ego-ul nostru mereu, știi, dă cu, știi? Și Marian, în nebunia noastră, noi credem că ne punem bani deoparte și ne asigurăm un viitor, știi? Cum are românul? Bani albi pentru zile negre. Sau acum, peste tot, trebuie să-ți faci asigurare la mașină, asigurare la casă. Adică, cine te asigură, nu știu. În mintea Da. noastră de nebuni, nu știu cine ne poate asigura. Pentru că Pensii, ne noi, gândim mereu. dacă avem în continuare o casă sau avem ceva ce ne aparține, o familie, e doar pentru că El ne îngăduie să avem așa ceva. Doar atât. Ce frumos spus, da. Da. Că ne El îngăduie. doar, într-o secundă, dacă el nu vrea, el într-o secundă ne poate lua totul. Și banii aia din bancă pe care i-am pus noi
sau sub saltea sau unde i-am pitit noi și orice. Dar îi țintește exact. Îi țintește Da. exact că dacă îi pui sub saltea, îți trimite hoțul și îți găsește Da. exact unde i-ai ascuns. Dar și dacă nu i-a țintit, trebuie să știm că el a mai îngăduit. Ți-a mai dat Da. o șansă să te trezești și iai de acolo și fă ceva cu ei. Da. Nu pentru Sau tine. dacă... Nu pentru tine. Pentru altul. Da, nu, că făceam și eu asta depozit în trecut. Nu, recunosc, Da, pentru că nu nu vorbesc de sunt... tine. Acum eu vorbesc în Ah. general, nu vorbesc de tine special. Am vorbit în general, zic, cine mai are la șosetă, la saltea, la bancă, la unde Da. eu avea, Da. îngropați în spatele casei, să ia și să-i dea, pentru că nu-i nimica. Trebuie să te lași în mâna lui ca el să aibă grijă de tine. Mie mi-a părut clar că când plecăm de aici, dacă noi nu facem bucurii celorlalți, noi plecăm cu bucurii celorlalți și Dar putem să cum? ajungem să plecăm cu toți banii din lume și cu toate saltele pline, fără să lăsăm nimic în urmă, adică să nu lăsăm o bucurie, un zâmbet în spatele nostru, nu neapărat bani, să fii acolo, să-ți dai timpul tău, să stai cu un om, să-l asculți, să-i asculți suferința, să-l îngădui, să-l înțelegi, cum ai zis și tu, că au simțit că sunt cu ei, că sunt fratele lor. Deci efectiv zicea Da. brother, brother, știi? Adică nu era nicio diferențiere între mine și el. Adică m-am unit cu ei în energia aia. Eram ca o familie, efectiv. Și stăteam cu ei și vorbeam și erau așa fascinați. Dar de unde a apărut? Ce mi s-a părut, dragilor? Adică eram, nu știu, da, a fost... Și ce am simțit ieri, am zis că nimica din lumea asta nu poate să-ți aducă. O să ai Da, tu toate da. avuțiile, că le-am și avut toate pe mână, majoritatea din ele, și n-au nicio treabă. Nu este aceeași... Este starea asta de care Marius ne spune, este... Nu știu... E o bucurie din asta... Nu știu cum să explic. În primul rând, când îl vezi că îți face toate lucrurile la sincronicitate și îți aduce autobuzul în față, numai când ai întors capul, sau metrou, și totul se aliniază pentru tine, adică se lasă pentru tine Dumnezeu, păi, cum să zic, tu în interiorul tău zici, Doamne, dar eu ce am făcut să merit toate lucrurile astea, știi? Adică tu te faci mic în fața lui, că îți dai seama ce inimă are, câtă bunătate, câtă iubire există acolo, știi, care este iubirea de noi, de fapt, care noi accesăm. Dar, nu știu, s-au întâmplat multe chestii, că de asta vreau să zic. Ce s-a întâmplat? Ce s-a mai întâmplat, ca să-mi amintesc? Au fost foarte multe situații. Am trăit o zi, parcă am trăit un an întreg. Deci era așa de Intens. intens, da. Da. Ai văzut și tu că anul ăsta e parcă cu atâtea evenimente că nu se mai termină, e foarte intens continuu, deci ne ține la în priză la fiecare minut. Da, Da. da. Ce s-a mai întâmplat, să-mi amintesc? Da, pot să spui anumite lucruri dacă vrei și încerc să mă... Mi-e greu să accesez Păi despre asta vorbeam și înainte de a memoria. da drumul la înregistrare, că Dumnezeu ne cam ține în priză anul ăsta. Ne ține și ne arată că cam nu mai vreau să vă scap din mână. Bine, nu ne-a Da. scăpat niciodată. Vorbim și noi în dual acum ca să fim pe înțelesul tuturor. Dar e cam asta ne spune, e cazul să vă puneți pe treabă. Pe treaba cea adevărată, nu pe aia pe care o făceați până acum. Da. Da. Să ne vedem unul, asta e marea noastră problemă, că noi ne vedem separați. Păi am fost împărțiți mult, Iuliana, am fost Da. divizați foarte mult. Nu este numai că n-am vrea să ne vedem unul. Toată lumea își dorește să se vadă unul. Deci ei în interiorul lor, în interiorul ființei lor, crede-mă, mulți sunt care chiar își doresc, măi, vreau să fac și eu chestia asta, nu se poate. Dar de asta cheile astea, dacă nu sunt practicate una câte una, Da. cu fiecare cum poate, încet, cum poate, cum... E doar intenția în spate, atâta, nici nu este încet sau rapid, e doar să înceapă undeva Dumnezeu să vadă, măi, uite, îți doresc să te schimbi, uite, am să-ți dau
am să te susțin și divinul imediat apare acolo, adică el este, cum ai zis tu, o să-ți apară acolo o sclipire undeva să-ți arate, băi, sunt aici cu tine, continuă ce faci, nu te lăsa, mergi în continuare, Da. știi, pe drumul ăsta, pentru că mi-am dat seama de ce era un adevăr ce am trăit ieri, pentru că în primul rând nu mai sunt gânduri în Shangri-La, deci nu există gânduri, nu există nicio proiecție și doar e doar o stare din o O împăcare. bucurie, cred că o bucurie, nu? Da, este exact starea asta, dar este o stare mult mai amplificată, adică vezi că și realitatea este un basm, efectiv este un basm, adică sunt lucruri care nu-ți vine să crezi, cum a zis Marius, că poate să-ți vină autobuzul la 45 grade, n-am așa acolo, dar zic, se pot întâmpla Da. lucrurile astea, adică conștient mi-am dat seama cum a făcut el, numai când, deci nici nu m-am gândit, că am zis, măi, dacă este Shangri-La, înseamnă că totul trebuie să alinieze, autobuzul, metrou, la muncă, deci totul era aliniat, era, Da. cum să zic, un client care nu l-am văzut a venit și a cumpărat foarte repede, care în trecut i-ar fi luat 3 ore să stea și n-ar fi cumpărat nimic. Adică lucruri care vin pe opus ca să te surprindă continuu. Divinul zice, uite, sunt și aici, 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 sunt și aici. Adică în continuu, ca la, da, nu știu, Banda automată, așa. bandă automată, bani găsiți pe Da. jos, tot așa, ai văzut și tu. Chestii din astea, adică continuu îți vorbește și Dumnezeu este mereu acolo, așteaptă să ne vorbească, adică El nu pleacă nicăieri, pentru că El este în interiorul nostru, caută să noi să-L recunoaștem ca să poată să ne arate și în exterior că există, pentru că noi nu-L vedem cât nu-L Da. vedem în interior. Dacă noi nu-L vedem în interior și nu conștientizăm, nu? Nici în față nu poate să ne apară clar, pentru că noi nu avem claritate în interior. Ideea e că am fost manipulați și în sensul ăsta că noi trebuie să fim iubiți. Și asta pe noi ne-a blocat cumva, pentru că am așteptat-o mereu ca cineva să ne iubească și nu am făcut noi chestia asta, știi? Noi tot așteptam. Dar suntem obișnuiți ca să facem noi primul pas, să arătăm noi iubire, să arătăm noi înțelegere, să arătăm ceea ce ne lipsește, ceea ce dorim noi cu ardoare. De fapt, e ceea ce noi trebuie să dăruim. Să facem celălalt. Da, Da. da. Bine zis. Și Da. de asta ne și vine, ne arată. Păi, tu asta trebuie să faci. Vrei să fii iubit? Păi, iubește. Iubește, Ce mai aștept? ce aștepți, da. Da. Da, așa este. Am fost învățat să primim ceva mereu. Da. Să fim cerșetori. Asta am fost învățați. Și Da. de asta avem o viață de cerșetori și de care e plină de lovituri, pentru că nu am fost învățat să dăruim. Da. Știi? Asta este ființa noastră, adică sufletul ăsta își dorește să dăruiască continuu, să se lase pentru ceva, să-i asculte, Da. să-l vadă și pe cel Dumnezeu care este aprig, nu? Cum am și eu la muncă, care țipă și asta, și să înțeleg frustrarea din spate, să înțeleg că este și din mine, să înțeleg că are și el traumele lui prin care trece, să fiu îngăduitor, să-l înțeleg, să-l accept așa cum este. E Da. ușor să iubești pe un om care e iubitor și îți vorbește frumos, dar ce te faci când îți vine balaurul în față și trebuie să-l îmbrățișezi și să Păi aia e. te uiți la el cu drag, știi, când îți spune că ești un prost și asta, zici, da, Doamne, asta este, mulțumesc, Da. te accept, știi, adică putem să ajungem noi la nivelul ăsta de înțelegere și de profunzime și de acceptare. Eu zic că se poate. Eu zic că se poate, pentru că Păi se poate, dar prin acțiune, știi? Trebuie să începem să facem lucruri, să... Da, uite. da, acțiunile mici, nu? Acțiunile Da. mici te Alea de duc zi cu spre zi, acceptare. din toată ziua noastră e plină de fel și fel de acțiuni, cum zice Marius, te trezești de dimineață și te gândești ce aș putea să fac eu pentru celălalt, da? Fiecare pe poziția lui, fiecare pe cum aș putea să-l fac fericit, da? Uite, pe soț, ce aș putea face? Fă-i o mâncare care îi place, nu știu, vine de la muncă și găsește o mâncare care îi place, da? La copil, Surprinde-l. surprinde, da. Copilului, ce aș putea să-i fac să fie fericit sau, mă rog, cu ce oameni interacționăm fiecare din noi.
Nu, dar noi așteptăm, nu, soțul să-mi facă mie, să-mi arate că mă iubește, știi? Nu, copilul, dacă nu mă ascultă, nu mă iubește. Și tot așa, adică totul e pe invers, așa am fost manipulați. Da. Da. Mă gândesc că și inversarea asta cu care ne-au manipulat sau cu care divinul a vrut să ne manipuleze este tot din dragostea lui, pentru că cu cât suntem inversați cât mai mult, tot o să ne punem odată o întrebare, măi, ce se întâmplă cu noi? Știi? Pentru că Da. și inversarea asta, eu mă gândesc, măi, dacă este de la... Este clar că totul e de la el. Deci, până și inversat, trebuie să conștientizăm că tot el a făcut-o, ca noi să ne prindem că jocul este invers. Deci, eu sunt conștient că lucrurile care se întâmplă și stăpân la lume și toate astea sunt niște fantezii. Deci, noi trebuie să conștientizăm că toate inversările astea care ni s-au dat au fost date cu scopul ca să-L găsim pe Dumnezeu. Este singurul nostru scop aici. Să ne unim cu El, adică să conștientizăm că El este în noi. Dar Da. să fie atât de clar, până și în vis, până și în când dormi, să unești contrarele. Deci până acolo trebuie să ajungem, să conștientizăm că lucrul ăsta este să ne intră în seva celulelor, să înțelegem că așa Măduvă, este, da, în peste tot, măduvă, da. peste tot, să ne intoxifiem cu lucrul ăsta, știi? Să înțelegem că nu este nimic rău în lumea asta. Adică este o lume de bază și poate fi accesată oricând. Dacă noi cumva lucrăm cu cheile din școala iubirii și le practicăm. Dar practică să fie practică, nu o zi da, o zi nu, sau stai că poate astăzi da, îți faci o plăcere, bagă un post de 7 zile, adică fă-ți lucrurile astea, permite-ți-le, dar încearcă să le și compensezi, adică fii conștient de ce faci, atât, Da, dar fără da. frustrare. Să faci cu înțelegere tot ce faci. Adică cu înțelegere și față de tine și față de ceilalți. Să vezi că nu ești niciodată mai special ca nimeni. Să vezi că ai mereu de învățat din viață și nu este nimica care îți vine, să zic, și informația asta cu dieta, că nu vine de la mine, vine de la Sebi. Și Sebi a spus, păi nu e de la mine, este de la Dumnezeu. Deci nu este nimica nou care ne vine, să zic, a conștientizării care să ne aparțină. Nu există nimica, este totul de la El. Învățătura asta, totul este de la Dumnezeu. Deci totul este de la Dumnezeu. Noi nu avem nimica. Noi suntem doar mesagerii Lui. Atât. Da. 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 Apoi, vezi că asta e farmecul dualității, știi? Această, cum zice Marius, acest conflict, această ne imaginăm noi că ne batem, că ne facem, că ne dregem, ăsta e farmecul dualității, Da. pentru că altfel Dumnezeu ce rost avea să mai creeze un rai? Are unul. Dar a creat dualitatea asta în care noi să putem Să ne să jucăm. ne manifestăm, să ne jucăm, da. Și în felul ăsta și ne putem crește iubirea, cum ai zis și tu, știi? Că atunci când vine unul din față și îți pune ego-ul jos, tu atunci vezi dacă îl mai poți iubi. Dar tu știi că în Shangri-La, adică chiar când am fost, am avut multe încercări, dar pentru că eram în starea aia de bucurie, care a fost cauzat exact de dăruire, că am zis, măi, e imposibil, de unde am eu starea asta de acceptare, permisibilitate la absolut tot? Lucru care îmi venea din față, mă bufnea râsul, adică știam că e doar o scenă, adică nu mai era o trăire din asta cu emoții. Deci emoțiile au dispărut, nu erau nicio Da. emoție, eram, nu știu, era așa o... Erau perfecte. Orice se întâmpla în față, nu puteam, nu, nici nu puteam să ripostez. Asta era. Deci, era Nu-ți ca și cum venea, adică, nu-ți nu venea. venea natural, știi, Da. ne mai vine să mai trăsărim, dar Păi nu-ți dacă vine. nu avea eticheta de rău, de asta. Nu avea eticheta de rău. Nu era nimica care să nu-ți convină ție, știi? Nu avea nicio Da. etichetă. Și atunci dacă n-ai Indiferența asta. etichete, da. Probabil că mai e un etaj, un nivel, un etaj, în Dar nu care este să nu... numai o indiferență, asta vreau să zic, este mai mult o formă de
Adică loviturile care dacă îmi veneau din față, le vedeam mai mult ca o formă de iubire mai mult. Nu știu, e un sentiment foarte Îngăduință. ciudat. Nu numai îngăduință, e ca o îmbrățișare care o faci cu celălalt, chiar că te lovești. Nu numai îngăduință, că îngăduința este îl îngădui pe celălalt, ok. Dar era într-un alt nivel, e ca și cum lucrurile care mi le făcea nu mi le mai făcea ego-ul, adică nu mai era vorba despre mine. Păi Mă asta e că n-aveau etichete, Maria, nu nu le-ai avea pus o etichetă. etichetă, n-ai pus etichetă. Ah. Bă, asta e rău, știi? Uite ce-mi face ăsta, e rău. N-ai pus etichetă. Și Și nu mai poate să te afecteze. Și nu numai că nu nu te poate să... afectează, da. Și celălalt se schimbă automat. Asta este. Adică eu vedeam imediat când nu reacționam, celălalt se potolea și după aia ieșea de rol. Adică râdea cum ar Da. veni. Adică făcea cu totul altceva. Deci asta este. E exact de ce spune Marx de energia vitală. Deci energia vitală îți dă ca o susținere foarte puternică ca să accepti. Și chiar dacă sunt, de exemplu, unii oameni pot fi vampiri energetici, care au nevoie, nu mai au energia lor și au nevoie de energie și se duc spre alte persoane să le enerveze. Care, nu știu, dar poate fi cazul și acestui partener al tău, care e foarte nervos. Și el se hrănește din energia pe care o degajă celelalte persoane când se duce spre ele și le enervează. Dar chiar și așa, el dacă vine spre tine și încearcă să te enerveze și tu nu cedezi nimic, e normal că el se va opri. Bă, n-am nimic de luat de aici, știi? Se întoarce și se duce la altul, unde o să găsească Da, acolo de da, popică, da. știi? Și mulțumesc că este așa, pentru că dacă nu era contrastul ăsta între mine și el, așa de mare, nici nu aș fi putut practica învățătura cum trebuie. Știi? Adică dacă nu ar fi fost diferența asta, nu aș fi putut vedea pe unde mă situez, cumva. Da. Știi? Dar cu cât lovitura e mai mare și cu atât o accept mai ușor, cu atât pot să fiu mai îngăduitor și cu toate alte perspective ale vieții, nu numai cu el, și Da. cu soția, și cu restul, și cu realitatea, și cu ce se întâmplă în lume. Adică am un grad de acceptare care se transferă pe mai multe nivele prin faptul că accept loviturile cu mult mai multă îngăduință, cum ai Da. zis, nu? Da. Și atunci eu văzându-l pe el ca Dumnezeu și înțelegând ce rol dificil și îl ia ca să-mi corecteze ego-ul sau ce mai are de corectat, Da. pentru că este clar că este acolo încă activ. Nu? Dacă încă mai vine cu lucrurile alea. Deci totul este absolut din noi. Când am trăit starea asta zilele astea, mi-am dat seama că noi suntem efectiv creatori de realitate. Era așa de evident cum vine autobuz, cum vin toate lucrurile astea, se aliniază la milimetru toate, una după alta. Am zis, Doamne, păi este clar că noi ne creăm realitate cum vrem. Nu mai este, Da. nu, nu mai, nu mai era o chestie care o gândeam mental. O vedeam conștient că noi suntem, este numai interiorul nostru care creează realitate. Cum într-o zi este așa și a doua zi este altfel. Asta, adică nu are logică. Nu mai este, mintea nu mai poate să prindă informația aia și din cauza că nu poate să o înțeleagă, asta este bucuria. Asta este Shangri-La, că mintea nu poate să înțeleagă ce se întâmplă, cum lucrează Dumnezeu. Și Da. Dumnezeu are mecanismele astea pe care mintea niciodată nu o să poată să le cuprindă, pentru că mintea e fixă, ea gândește linear. El e foarte dinamic și atunci el te surprinde din toate direcțiile, îți face niște chestii care nici într-o mie de ani să te gândești că ar putea să-ți vină în realitatea ta cu așa ceva. Și atunci când apar secvențe de genul ăsta, automat tu ești conștient că tu ești, adică în interiorul tău este divin și își creează propria realitate ca să se surprindă tot pe el. Da, Știi? da. Să-și vadă creația până unde poate să ducă. Asta ziceam că la nivel, am vrut să zic că la nivelul ăsta de etichete, adică prima dată vor cădea etichetele astea de bine și de rău, de împărțire, cum facem noi, și pe urmă mai e un nivel. Când poate să cadă, că noi pentru tot ce vedem în jur avem o etichetă. Știi, adică mă uit la computer, am etichetă de computer, mă uit la masă, am etichetă de masă și tot așa, prin care identificăm. Dar Mare spune că la un moment dat
pot cădea și astea, știi? Și Că să au te uiți la căzut. ele Au și căzut, dar să știi ce nu... știi ce se întâmplă când ești în Da. starea de lapsus, cum zice Marius? Ce o leacă frică că cumva nu mai știi pe unde ești. Efectiv, te uiți ca bou întâi, te uiți în vag așa și nu mai știi dacă ești în realitate sau nu. Deci Da. chiar este starea asta și cu toții putem să o trăim și de multe ori o trăim probabil și nu suntem conștienți de Da, ea. da, da. Nu? Da. Și dacă ne-am lăsat în starea aia mai mult, probabil că am experimentat alte lucruri și dacă nu ne-am prind o leacă cu Da. realitatea sau nu ne-am, știi, dacă am stat în starea aia și vreau să spun, mai era o chestie. Florile, asta vreau să zic. Că au fost multe evenimente, dar le-am uitat, trebuia să le scriu. Mai să spune mereu, scrie și are dreptate, pentru că le uiți. Florile, efectiv, când mergeam pe stradă, se desfăceau. Deci, efectiv, se desfăceau și miroseau foarte puternic. Deci, parcă ca și cum, poate Pentru niște miros... tine, pentru Da, tine. da, niște Da. mirosuri care nu le-am mai simțit. Simțeam alt parfum. Deci, era, nu știu, am mai trăit așa desprindere. Adică, nu zic, dar nu așa, cum a fost... Ce să zic? Și atunci, cum ai spus și tu, că fiecare are realitatea lui, atunci am văzut foarte clar că fiecare are realitatea lui individuală. Deci, efectiv, nu Da. ai treabă cu nimeni din realitatea lor, trebuie lăsați în pace, pentru că fiecare își trăiesc realitatea lor individuală. Uite, de exemplu, tot exemplul tău cu partenerul tău. Cât ați fost la amândoi, să zicem, la servici, da? Da. Pentru tine, tu, dacă te întreabă cineva cum a fost ziua, în intervalul de, când ați fost amândoi în același loc, în același timp, tu o spui, mă, minunată. Dacă îl întreabă pe el cum ți-a fost ziua, el poate zică, mamă, ce nașpa, știi? Da. Da. Și ce am mai observat că după muncă, efectiv se trage cortina, adică am uitat de muncă. Nu mai este nicio muncă. Asta e perfect, da. Am ieșit din rol complet, deci cu toate că mai sunt clienți care... Nu, atunci am ieșit din rol, adică mintea nu mai este acolo, nu mai ai ieșit din rolul automat. Da. Și nici nu-și mai programează pentru a doua zi, ceea ce făceam în trecut foarte mult, sunt programe ce am să fac mâine pe ce client să sun. Asta sau ras, deci nu mai există în realitate. Da. Dar nu înseamnă că ce făceam în trecut nu este bine. M-a ajutat foarte mult și proiecțiile alea, pentru că mi-am dat seama cât m-au nebunit de cap. Deci au fost foarte buni și ele, știi? Dar acum nu... Deci natural îți vine, dar este numai cu învățătura lui Marius. Deci efectiv, este numai cu învățătura lui. Noi nu știm ce comoară ne-a dat. Trebuie, dacă Da. nu o practicăm și ne dăm seama cât e de minunată, rămânem cu, cum să zic, doar cu o fantezie ceva mental, știi? Și asta este... eu zic că este un păcat. Știi, că ni se dau atâtea chei care au fost, cum să zic, care Divinul a lucrat serios ca să le aducă așa toată pe tavă, știi, adică nu este asta e o lucrare foarte, poate ea pare simplă la suprafață, dar în spatele ei sunt foarte multe vulnerabilizări, știi, timp, sacrificiu, adică sunt foarte multe chestii care ne vin, care le-am primit, nu? Și acum e un mare păcat să nu le punem în practică, ca să vedem și realitatea că se schimbă, adică să avem Da. poate șansa asta, cine știe la câte mii de vieți am venit pentru șansa asta, de ce să nu o luăm în mâini și să ne schimbăm realitatea și să o luăm conștient? Adică, cum să zic, nici 1.000 de școli nu ți-ar da bucuria asta pe care poți să o trăiești aici. În lumea asta, în special în lumea asta paradoxal, care noi o vedem greșit, nu? Suntem antrenați să o vedem foarte neagră și sumbră, noi să o trăim în bucurie și în fericire, să explodăm de fericire, Da. nu? Adică să înțelegem că adevărata realitate asta este, de fapt. Este exact ce ne spune Marius, că nu mai împarți în bine și rău, că nu mai vezi pe nimeni greșit, că îi lași pe toți așa cum sunt, când te duci și slujești, dăruiești, faci asta, te restrângi de la materie, faci totul pe opus.
Și atunci realitatea se schimbă, realitatea dispare. Nu mai este o Da. realitate constrângătoare și care să te preseze, știi? Când Da. lași viața cum să fie cum vrea ea, știi? Doar trebuie să Da. lași viața, atâta. Da, și până și în afaceri, da? În afaceri unde este multă împărțeală, până și acolo se poate să nu împarți. Adică să Da. fii atent la fiecare client, să nu pui imediat o etichetă. Sau să nu spui o așteptare, aulă, a intrat, poate fac nu știu ce vânzare, știi? Da. Să fii detașat, adică de rezultat. Da, dar lucrul cu clienții, îți spun, este lucrare serioasă acolo, Te pentru că cred, cred. sunt foarte multe oglinzi care vin continuu și fiecare au realitatea lor, nu? Și trebuie să te lași pe locul 2 în funcție de nevoile clientului. Adică este o slujire continuă acolo în care trebuie să fii atent să chiar că reacționează, poate fi o reacție din tine, nu? Din trecut, Da. pe care tu trebuie să o accepti imediat, să nu o pui în cărca lui, să o pui în cărca ta cumva, să o accepti Da. chestii din tine și continuu să faci chestia asta. Deci asta, lucru cu publicul este minunat. E o lucrare minunată cu noi. O Da. șlefuire minunată. E o testare zi de zi. Da. Da. Te sună de pe telefonul, trebuie să știi cum să vorbești, să fii amabil. Adică trebuie să ai anumite chestii, nu? Să limbini cumva, să găsești calea de mijloc mereu. Da, da, e minunat, ce să zic. E E minunat binecuvântare. în lumea Da. lui. În lumea lui, tot e minunat în Da. lumea lui. Da. Marian, va Da. trebui să încheiem aici, că mie. Am văzut, da. 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 Îți Hai, mulțumesc trage tu o frumos. concluzie. Și Da. eu îți mulțumesc. Concluzia, păi ce să zic, aproape că nici nu mai știi ce concluzie să tragi, știi, decât atâta că lasă viața asta să fie așa cum vrea, inclusiv pe oricine îți iese în cale, lasă-l să fie cum vrea el. Și ea cred că viața te va lăsa și ea pe tine în pace. Și ne este foarte greu să lăsăm pe oameni în pace. Ai, 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 ai. Da. Să nu-i reparăm noi. Să ne pară mereu, le Să găsim nu scoatem pisuri. noi șurubelița repede. Stai că ți-a Da. ieșit un șurubel, știi? Da. Da. Hai tu Bine. cuvântul de încheiere, Marian, atunci. Păi nu, asta e încheierea. Cum ai zis tu, să-i lăsăm pe oameni în pace. Nu e nimic de făcut. Doar să înțelegem că e lumea lui. Doar Și să noi nu avem iubim. nimic de E de făcut să știu. iubim. Iubirea se activează când noi îl lăsăm să intră, când se face golul ăla și când divinul intră. Atunci iubirea automat Da. se manifestă, adică o simțim. Pentru că iubirea e un cuvânt mare, dar nu, iubirea adevărată este când efectiv faci golul ăla și când simți că divinul intră și lucrează din iubirea lui și atunci tu o simți în fiecare celulă și te lași Da. iubit de el, de fapt. Eu așa o văd. Adică te lași iubit pentru că el ne iubește continuu, dar nu-i dăm voie, nu facem golul ăla ca să o simțim. Și atunci n-ai cum să iubești dacă nu-i simți iubirea lui. Dacă tu nu o simți în interiorul tău că el este activ în tine, tu nu poți să transferi iubirea asta la cineva pentru că nu o conștientizezi în tine și atunci o faci doar dintr-un mental. Știi? Nu? Da. Da, Da. în nebunia noastră credem și că am inventat iubirea și că noi nu știm nimica de fapt, da. N-am inventat nimic, Da, suntem aici da. doar în vizită, suntem zburători, cum a zis Marius, putem zbura oricând și așa este. Da. Este o realitate care. Faptul că trăim este o zburare, adică este o eliberare. Numai faptul că respirăm și trăim aici, trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă și să Că înțelegem. experimentăm și că am avut șansa la această viață, încă o dată, cum zice Marius, sunt atâtea suflete care așteaptă și ar dori să aibă această șansă și cu ajutorul Dumnezeu să sperăm că nu ne ratăm șansa asta, știi? Și că reușim să urcăm. Da. Asta Da. e. Asta e miza. Miza e asta, să reușim să urcăm dincolo. Da, să urcăm dincolo este, da, lucru cu noi zilnic. Doar Da. așa urcăm. Miza am spus între ghilimele pentru că noi nu Da. avem nicio miză.
Da, vorbim în dual, da. Miza jocului, da. Miza Da, da, jocului da. este să-l ajut cu pace, asta este. Da. Și să-l Da. înțelegi. E foarte important să înțelegi jocul. Adică și ego-ul ăsta ne folosește foarte mult și mintea logică, cumva. Adică să aibă o logică tot jocul ăsta, cumva, să înțelegem că cum e făcut și cum e construit, ca să putem să nu, știi, adică prin înțelegerea jocului lăsăm și jocul să se deruleze în continuare. Da. Da. Da, minunat. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc Bine. și eu, Marian. Îți doresc o Cu noapte drag. bună. La Și la voi. revedere. Pa, pa.